Ala, și recunosc că stilul acesta cu îmbrăcat în stilul acesta militar, dar doamna Șoșoacă și-a greșit emblemele, nu cu tricolor, trebuia să-i spună cu steaua roșie. Este o alianță care conduce această țară, formată din PNL și PSD, dar de fapt în teritoriu este o bătaie generală. Nicăieri nu funcționează nicio prietenie, ce să vorbim de eventuale majorități după alegerile din 9 iunie în consiliile locale. Va fi interesant votul din data de 9 iunie, avem și exit poll-ul pregătit.